Vis-a-vis de noi se află Argentina. Dăm o fugă până în Argentina. Sunt doar 8 km de mers pe jos. Dacă ne-au mai rămas ceva bani din Argentina, e timpul să mergem să-i cheltuim. Ca să nu plecăm cu ei mai departe. Că cine știe când mai venim în Argentina și până atunci se devalorizează. Ziua de azi o vom petrece în Argentina. O dăm pe spaniolă și mâine pornim spre Paraguay. Ne-am bucat azi ceva, o cazare în Punta del Este. Punta del Este, primul stop vis-a-vis de graniță. Doi imigranți trec frontiera. Pe jos. Pe jos. Dacă am o armă în mână. Ce, una arma, ok? Camera. Ce? Pe lângă omul ăsta se panicase, credea că avem o armă în mână. Arma. Am trecut pe lângă el și a trebuit să ne spună ceva în portugheză. Și nu înțeleg. Da, că a spus-o într-un... A spus-o prea rapid. Și am înțeles și am întrebat, ce? Ce, ai una armă? Și nu. Ah, camera, pensă că este una armă. Credea că avem o armă. E bună, am prins la cascadă, acum iar s-a înnorat. Ia uite street art. Uite casa zburătoare. DJ Barba Albă. Și MC. Și MC Ciorap. MC Ochelari. Și cineva la casă și-a pus tagul Braziliei. Încă puțin și ajungem la graniță. Ce arhitectură interesantă la această biserică, biserica Piramida. Am ajuns aproape de graniță. Banda 1 pentru automobile și banda 2 pentru busuri. Noi pe care bandă mergem? Zburăm. Am ieșit din Brazilia și avem 3 km de mers pe jos până la graniță cu Argentina. Trebuie să trecem un pod. Am întrebat-o pe polițista care ne-a pus templea dacă se poate merge pe jos și a zis că da, dar sunt 3 km. Nu e nicio panică. Ne apropiem de Argentina. Fronteira Brazil-Argentina. 2 km. Podul internațional între Brazilia și Argentina. Trotuar! După un kilometru de mers a apărut trotuarul pe pod. Și acum putem să vedem două țări. Argentina, trei țări putem să vedem. Argentina, Brazilia în spate și în față Paraguay. Și fără să plătim nimic. Pentru că ca să vezi acest lucru trebuie să scoți 45 de reali în partea din Brazilia. În partea din Brazilia, undeva în dreapta, este un punct turistic unde poți să mergi să vezi Argentina și Paraguay. Wow, ce frumos e! Tare arată! În față este Argentina, în dreapta Brazilia. Suntem aproape la jumătatea drumului. Atențiune! Iisus te iubește! Și o capcană. Cred că suntem la jumătatea drumului. Să recapitulăm, suntem la jumătatea drumului. Stânga Argentina, dreapta Brazilia, în față Paraguay.
Și noi pe pod. Și crocodil sub noi. Pășim în Argentina. A doua oară. A doua oară. Corredor turistico. Pe unde? Corredor turistico, pam pam pam. Extranjeros numărul 2 și 3. Banda 2 și 3. Benvenido. Tui gozu, du-ti frio. Bun venit în Argentina. În Argentina și la intrare te așteaptă o stație de taxiuri. Am intrat pe Pesos. Ce e ca lumea e că pentru fiecare destinație este prețul afișat. N-are nimeni cum să te ardă. Mai avem disponibile 74 de zile de stat în Argentina. La fiecare 180 de zile, românii au voie doar 90 de zile. Deci, dacă vrei să stai 3 luni în Argentina, 3 luni trebuie să le ieși. Ole, înapoi pe Pesos, Argentina, Maradona, Messi, tango, țara fotbalului, tango, manele moderne. La intrare ne întâmpină bodegile de vin. Mulți brazilieni vin să-și cumpere vin și brânză din acest loc. Am văzut ceva interesant în zonă, o casă din sticle de plastic. O casă făcută din sticle de plastic. Și mergem să vedem. Poate dăm de cineva ne lase să intrăm. Am încercat să scriem pe net, dar nu a răspuns. Și mergem unde am pus pinul. Cred că este undeva pe dealul celălalt. Trei suntem în Puerto Iguazu. Avem timp până diseară să ajungem înapoi în Brazilia. Am dat de un complex comercial, care este cam părăseală. Dar are natura destul de interesantă. Câțiva palmieri. Asta a fost primul shop din Puerto de Iguazu, deschis în anul 2012. Și în prezent pare părăseala. Asta i-a fost. S-au retras și steagurile. Am luat-o la pas, căutăm casa din sticlă de plastic. Paria la poartă. Paria la poartă, acesta este un grătar autentic. Autentic din Argentina. Sfârșit spaniola. Ah, ce bine, nu? Italiile. Să sperăm că o să dăm de casa de botellas și de cineva. Dacă nu, măcar să putem vedea. Despre ce e vorba. Va veni de los imigrantes. Mai avem ceva de mers undeva în capăt. Și un parc, Jurassic Park. Roboțelul. Boleteria. Ceva la dinozauri, dacă știe de o casă și ne-a spus că da, este la 3 cuadras. Adică la 3 străzi. Am uitat că în Argentina se vorbește în străzi. Nu zici la 100 de metri, zici la o stradă. Iar acest parc era foarte ieftin. Puteai să vezi dinozauri cu 6-7 lei. Dar cum nu prea avem timp, i-am dat skip. Și nici n-aveam chef să stăm să ne uităm acum la dinozauri. A primit o prima. Să începem cu ceva de băut. O beri costă 80, mai puțin de 2,50 lei. De care vrei pe ales? Chiar Budweiser. Sunt româna mare, să ne bătăm ca porci.
mare. Una mare, una mare, la litron, astea sunt prețurile. Cea mai scumpă e 870, cea mai este 550. Leu 50, ceaiul, înapoi pe ieftinele. Ceaiul de mate. E roșie că n-am băut. Salta cautiva. Omule, bătăm dintr-un litru muci. 5% alcool, hai pe aia. 5 lei ceaiul de mate. 6 lei. Ceva organic, ceva oblei. Organic, nu oblei, e 10 lei. Conține mușețel, mentă. 300. 4 lei. Roșie, un spray de țânțari și un superb pentru sandale. Berea roșie. Hai noroc. Hai noroc. E cam mult, da? Păi eu am pus mâna aici. 13 lei toate astea, două beri, un spray de țânțari și un super glu. Viva Argentina! E și un parc în cale la Ripuca. Ce loc frumos! Wow. Baruleț! În casa de Bocea! S-a dezvoltat ca lumea locul. Mare pelerinaj. Credeam că e o părăseală undeva. Nici nu credeam că e deschisă, ne întrebam, bă, ar fi cineva. Mergem până acolo, atâți kilometri și nu găsim pe nimeni, de unde. Și un Renault, în parcare, old school. Hai să vedem, casa de la Botella. Eu quiero casa de la Botella. Tipo de familias, y él creó una técnica por la cual vio que existía mucha materia prima y empezó a crear casas como pueden ver aquí arriba. La de leche se agarra y se coloca la parte metálica hacia arriba, entonces repele el sol y mantiene las casas frescas. Pero por sí solas no se las coloca ya más, porque con el sol, la lluvia y el granizo se terminaban rompiendo. Así que se comenzaron a colocar botellas de plástico como la parte roja que pueden ver allá arriba. ¿Sí? Aceste case sunt făcute din... din sticle de plastic, cutii de lapte, cutii de lapte și paleți. Domnul Alfredo, care realizează acest tip de case, a realizat până în prezent 82 de locuințe în Columbia, Brazilia, Argentina și Ecuador. Hola. Și învață gratuit oamenii să realizeze astfel de case. Entonces pueden almorzar, cenar todos juntos, hacer la tarea y cuando lo terminan de utilizar lo vuelven a su lugar y no utilizaría tanto espacio. Así que este tipo de muebles vendrían bien ya que las casas tampoco son muy grandes y las familias también estarían cómodas al compartir. ¿Sí? Les invito a sentarse entonces. Vă invităm să vă așezați pe banca cu dublă utilitate. Aquí este proyecto comenzó gracias a un sueño. Ya que esta casita se comenzó, la idea de comenzar a hacerlo fue gracias a la hija menor del señor Alfredo, que en ese momento tenía 5 años. Ella, como era la más chica y no tenía con quién dejarla al cuidado, debía acompañar a sus papás a estos trayectos que hacía para recolectar materia prima. Y siempre que pasaban por un barrio residencial veía la típica casita de muñecas en un parquizado. Pero por la situación económica no se la podían comprar, así que el señor Alfredo creó esta técnica para así poder cumplirle ese sueño. ¿Sí? Como pueden ver aquí. La técnica se basa mediante ensamble, ¿sí? Se agarra una botella y media, se le agujerea con un hierro caliente y con un hierro en forma de U se coloca un tornillo, ¿sí? Se le coloca el tornillo, se le coloca la tuerca, se le da un par de vueltas y se saca el hierro. Después, para terminar de cerrar el tornillo, se le coloca un destornillador especial para este tipo de ladrillos y lo termina de cerrar, ¿sí? Esta sería la técnica de construcción. ¿Bien? Uh-huh. Bueno. Y que su papá le siguió creando más objetos, ¿sí? Aquí tienen una ollita para hacer su guiso, sus sopas, una pava para tomarse unos mates mientras esperaba que esté su comida, una tetera, bien estilo misionero, que nos gustan las infusiones, y por último, un palillero, ¿sí? Así que aquí pueden ver cuatro objetos diferentes
que se pueden hacer con un objeto que se tira constantemente. Así que aquí le damos una segunda oportunidad y podemos crear juguetes para los chicos, pero también empezar a tener un ingreso económico con él. ¿Sí? Otro material de la lata que se tira mucho es la chapita. Así que, como su esposo sabía tejer, le creó estas cartucheras. Así que tiene una, tiene otra. Esa cartuchera es la que dos sticles de plástico. O borseta. Y a pesar de toda esta historia del señor que hizo la casa, acá que hay bastantes casas de calidad, han hecho... Strebe puțineață și un fermoar. Și ai făcut o borseta. Así que aquí tienen un objeto que se la casa. Perdón. Ya la bautizaron. Trebuie să fii puțin inventiv. Să faci o mătură. Nosotros los rescatamos, los chicos no heredarían ni la casa ni el terreno, no heredarían la materia. ¿Estás bien? Ah, sí, está bien. O casa făcută doar din sticle de plastic, toate găsite. Și aici diferite obiecte, chiar și o mașinuță. Daune. Șampoane, sticle de șampoane. Și pentru copii a făcut ceva. Un scăuner, un aragaz. Un adevărat artist care a făcut ceva interesant. A făcut peste 80 de case. De aici aflăm toate informațiile cum să construim o casă de genul ăsta, foarte, foarte ieftin. Diferite produse făcute. Aquí pueden ver algunos de los objetos que les mostré. Aquí tienen el cortador de hilo. También trabajamos con botellas de vidrio. Aquí tienen un dispenser de agua. Ai nevoie de un pistol de lipit. Ahí sí sabe la señora qué tipo de botella es. Dale. Intrăm din nou în casa de botei, ca să vă explicăm tot procesul prin care este făcută această casă. Domnul Alfredo, care este în spatele nostru, are acum 70 de ani, face totul gratuit, are nevoie doar de materia primă și el îți poate arăta cum să realizezi o astfel de casă ca cea pe care o avem acum în fața și în care stăm. Prima oară se realizează patul în fiecare casă. Uf. Patul. Destul de confortabil. Foarte confortabil. Dar... Și asta este peretele. Era tare să fie de închiriat camera și să ne cazăm aici. Era tare, da. Se pot face case sustenabile pentru diferiți oameni care nu își permit o casă. Poți construi cu sticle, poți să găsești sticle pe toate drumurile. Ai nevoie de niște șuruburi, încă să dai o gaură și gaură să le prinzi între ele. Și aici la fel, un șurub și un șurub în care iar le prinzi sus și jos. Ai nevoie de două sticle ca să faci câte aia. Pentru un perete ai nevoie de una, două, trei, patru, cinci, șase, șase ori doi. Ai nevoie de 12 sticle pentru un rând. Și să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ori 2, 4, 6, 15 ori 12. Faceți și voi calculul și vă dă peretele pe care le avem noi în față. Deci ai nevoie pentru peretele ăsta de aproximativ 100... Pentru acest perete ai nevoie de 180 de sticle. Dar problema este că prin acest perete
Va intra soarele, va intra ploaia, va intra ninsoarea, dar nu este nicio problemă pentru că se poate izola în felul acesta. Se pun prima oară cutiile de lapte, se cimentează, după care un strat de ciment amestecat cu nisip și rămâne exact așa cum vedem în fața noastră. Iar ca să-l finisăm, rămâne așa, produsul final. Și nimeni nu-și va da seama că înăuntru sunt sticle de plastic. Înăuntru sunt sticle de plastic. Un perete poți să-l faci super ieftin. Adun multe sticle de plastic, cumperi câțiva saci de ciment. Nisip. Nisip, puțin lemn, găsești niște paleți și asta a fost. Și bineînțeles să pui stâlpi de susținere ca să poată să țină. Și poți să-ți faci o casă de genul ăsta cu foarte puțin bani. Și cât de inventiv ești, poți face cât un scaun, un fotoliu, o banchetă. De exemplu, dacă călătorești, iar la hotel ți se oferă sticluțe de șampon, le poți lua, nu le arunci. Le pui pe o sârmă și ai făcut o draperie foarte drăguță. Le poți chiar vopsi dacă vrei să arate altfel. Pentru că domnul Alfred avea și o fetiță și vrea și ea un scaunel, i-a făcut un scaunel, i-a făcut și un mic aragaz și chiar un taburete sau măsuțe, depinde cum vrea să-l folosească. Lampile, la fel, sunt realizate din sticlă. Și asta ce interesant e făcută. Steluța, da. Plus șampoane mai mici, un dop. De la Hotel St. George. Și asta. Plus din dop poți să faci alt tip de perdea. Draperie. Și alt tip de draperie. Din pixuri. Din pixuri, din capacul de la pix. Din capacul de la pix. Un pixul ți se termină și capacul. Decât să-l arunci la gunoi, mai bine îl folosești. Ah, și n-am arătat jucăriile. Copiilor. A făcut o mașinuță. Asta se... Mașina de curse cu două locuri, roțile, totul din sticlă. După care avem penare. Asta le-am arătat. Asta le-am arătat. Și acest device pentru a tăia sticla. Tai și după aia asta poți să-l folosești în grădină, să legi diferite chestii cu el, să nu te tai în asta. Da. Și aici bagi doar o lamă de la cutter. Ba sticla și staie. Staie cât ai tu nevoie, lungimea pe care o ai. Aici, 1, 2, 3. Mătura, ai arătat-o? Mătura, am arătat-o. Asta l-am arătat. Astea sunt făcute gențile. De exemplu, paletul pe care vine marfa. Toată marfa e înfășurată cu folii din asta de plastic. Folile astea ajung la gunoi, dar se pot refolosi și se pot realiza tot felul de genți, coșuri de cumpărături. Capace de bere, de suc sau de orice altceva. Se găuresc. De la cutii de bere, de suc, se poate face... Foarte mișoasă. Un birou. Chiar și o vază. O vază cu flori. Cu flori care niciodată nu se usucă. Domnul Alfredo a fost invitat în Paraguay la comemorarea a 200 de ani de independență a Paraguayului să construiască o casă din sticle de plastic și a avut nevoie de 18.000 de sticle și a construit această casă în 12 zile. Asta s-a întâmplat în 2011 cu ajutorul a diferiți voluntari. Și cam așa arăta casa. Casa este aproape la fel ca aceasta,
Și domnul Alfredo vine oriunde îl chemi, are nevoie doar de materia primă necesară pentru proiectul pe care tu vrei să îl realizezi. Bineînțeles, să-i plătești transportul și vine gratuit să te învețe cum să construiești o casă din sticle de plastic. Din cauciucuri, diferite fotolii, o măsuță, să le probăm. Oh, ce confortabile pot fi! Să scoatem o sticlă de plastic cu ceva în ea. Știți despre casa, la Casa de la Coca? S-a scris despre el în diverse publicații, chiar în China, japoneză, sau Japonia. În chineză. Paria, nelipsitul grătar. E dintr-o butelie făcută. Ce este drept? Poți să-ți faci o casă din tot felul de lucruri găsite. O casă 100% reciclabilă. Și aici un coș. Și aici atelierul. Ia să vedem și ultima casă. Sala de petreceri. Oh, ce bine, super aerisită. Cu ce poți să faci? Asta mi se pare tare să o ai. Asta chiar e tare. Pac, faci aici un mare studio de muzică. Ia spuneți, vă băgați? Câți vă băgați să facem o casă de genul ăsta? Avem noi terenul, doar trebuie să adunăm sticle de plastic. Și voluntari. Și da. Voluntari. Este seria cum a nostru... Sí. Auditorio. Auditorio. Cuando vienen grupos grandes se le atiende acá. O podéis hacer eventos o... Más familiares, sí, que otra, sí, cosa. Sí. Ya le quedó el lugar, digamos, para hacer los, sí, eventos familiares. Am văzut ceva foarte interesant și am uitat să arăt, la intrare. Scările. Fix ce ne gândeam noi acum câteva zile, că putem aduna sticle de plastic să nu umplem cu pământ. Dacă ai un teren, îți faci și o piscină naturală. Îți faci o umbrelă de soare. Umbrelă. Și casa asta a fost făcută pentru fata lui. Din cauza că... Era invitat în tot felul de locuri să învețe oameni cum să-și construiască o casă sustenabilă. O lua pe fetița lui cu el pentru că n-avea cu cine să o lase. Și în drum ea vedea prin curțile oamenilor căsuțe de copii. Și cum el nu și-o putea permite să-i o cumpere, i-a făcut această căsuță în miniatură. A fost prima fetiță la 5 ani care a construit o căsuță, că fata a făcut casa. Fetița a venit cu ideea. Și această căsuță are și un pătuț, o plantă, un birou, un loc minunat încât să te poți juca în curte. Și așa arată peretele. Partea asta poți pune țevile, curentul, să treacă țeava de apă, firele de curent. Și pe partea aceasta, bingo, sticlele de plastic, o plasă, cutiile de lapte și cimentul. Cu câțiva saci de ciment ți-ai făcut casa. Da, dar putem să ne angajăm aici voluntari să vorbim despre casa sustenabilă. Prima oară acoperișul a fost realizat doar din cutii de lapte, iar din cauza că cu timpul soarele deteriorează și ploile, s-a hotărât să se pună peste ele sticlele de plastic. Și așa arată. Îți trebuie un capsator să capsezi super bine sticlele și aia a fost, ai făcut casa de plastic. Ia uite ce frumos poți să faci din diferite sticle de plastic, bidoane, poți să le vopsești, le dai fețe.
Au ce frumos dintr-o sticlă de plastic. Îți trebuie doar puțină imaginație și, bineînțeles, vopsea. Astea sunt din sticlele de clor. Asta vreau să le arăt. Ce mișto sunt, nu? Tai un bidon de apă și îi dai viață. Îi dai viață. Și poți să faci un loc unde ții tot felul de materiale. O căsuță așa improvizație și aici bagi nea plasticele și după aia le prelucrezi. Încep să le prelucrez. Asta a fost casa de Boteas. Acest video este pentru Cristina Obretin, 98-13, multă baftă din Argentina. Wow, ce trunchi imensi, fa bine sa bucati. Sa luam un bus pana in centru, sa mai profitam de zi. Ca busul este foarte, foarte ieftin in Argentina. A oprit un bus. Ca terminalul de busuri. Mai avem câțiva pesos. Putem să luăm busul până în Brazilia. Să îi spargem pe mate și pe cârnați. Roman, bineînțeles. Adio Argentina, adio Paria. Adio grătarul. Platforma numărul 8. Busul cel mai ieftin este 6 lei sau 8 lei. Care te duce până în Brazilia sau chiar până în Paraguay. Am ieșit din Argentina. Am ajuns înapoi în Brazilia. Ne-a lăsat busul la graniță. Nu ne-a mai întrebat de COVID-test, nimic. Am intrat, nici măcar nu a controlat. Poți să-ți iei câte provizii vrei din Argentina, să te burdușești cu saci de carne și vin și brânză. Și acum îi dăm pe jos câțiva kilometri. Excursia de o zi s-a terminat. Adio Argentina! Adio Argentina, m-am cheltuit până la ultimul peso. Apoi la casa ascunsă. Ok. Azi am avut vizitatori niște pisici. Au aruncat-o gunoiul. Am lăsat gunoiul să-l aruncăm. Și au răsturnat-o gunoiul.